Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Andu, iar astăzi o să facem o pizza. Prima dată când facem pe canalul meu de YouTube pizza. Ca asta o să ajungă pe internet. Este Bibi, bunica mea. Îți filmez numai mâinile, poți să vorbești. Da? Da, poți să vorbești. Filmăm aici alături... Filmez numai mâinile. Da. Se teme să nu pară urâtă. Punem numai brânze naturale. Dar nu este așa. Punem numai brânzeturi naturale. Ia uite. Nu știu de ce ea crede că este urâtă. Eu nu cred așa ceva. Da. Astăzi vom face și noi o pizza. Eu sunt mai mult, zice, cameramanul și ea bucătăreasa. Știu că eu nu prea fac chestii din astea, eu fac mai mult jocuri, dar un astfel de vlog chiar cred că ar merita. Ia uite, a adus și făcălețul. Ăsta e făcălețul. De ce vorbești încet? Ai voie să vorbești, Bibi. Da? Întindem o foaie foarte subțire de blat. Da. Auziți? Dacă îi zic Bibi, trebuie să le explic ceva. Dacă îi zic Bibi, nu confundați cu personajul din Brawl Stars, cu brawlerul din Brawl Stars. Așa îi zic și eu bunicii mele încă de când m-am născut și de când am învățat să vorbesc. Așa zic. O alint eu, Bibi. Bibi mea. Da. Aici avem brânză și cred că... Gustă din ele. Voi... Da. Mai întâi să las un pic să mă spăl pe mâini. Ok, am revenit. Să luăm și noi una bucată brânză. Dulce. E foarte bună. De vaci. Brânză dulce. Chiar foarte bună brânză asta. Da? Aluatul ăsta... Aluatul ăsta nu se face singur, deci... Și are și un miros foarte bun. Ok, mai avem aici niște bucățele de cașcaval și de salam. O să iau și cașcaval un pic de salam. Cașcaval Solomonescu. Stați așa. Da? Cer să fac totul cu o singură mână ca să filmez cu cealaltă. Da, cașcaval Solomonescu. Și avem aici o bucată de salam. Da, da. Delicioasă. Delicioasă, da? Așa. Da? Să iau cu puțin de brânză. Da? Telemea. Da? Patru brânze. Cașcaval. Da, deci pizza am făcut în casă. Și am văzut niște nebuni care făceau o pizza de 20 de kilograme. Da? Uh-huh. Păi e să stabilească un record. Da, pentru doi copii. Să intre în cartea record. Pentru doi frați. Pentru doi frați. Ok. Să filmăm un pic și afară, să vedem. Uite, deci cam asta este vremea de afară. Astăzi. Da. Și... Ia. Nu știu, nu înțeleg de ce mi se vede mâna în obiectivul camerei. Băgăm tava în cuptor pentru 3 minute. Da. Da? Oprește când băgăm, da? Păi, poate mai discutăm chestii pe aici. Așa, o discuție. Așa. Se întinde o foaie. Deci, poți să le spun și o rețeta de pizza sau da, e secretă? Da. Nu este secretă. Bunica mea nu este deloc secretoasă. Aș vrea toată lumea să-și facă în casă pizza. Deci, să nu mănânce de aia. Așa se face pizza făcută în casă. Uite, din câte vedeți, astea sunt ingredientele. Inclusiv sucul de roșii. Da. Deci am pus aluatul la cuptor. Ok, deci aici avem sucul de roșii. Avem și scuzați-mă că am întors filmarea. Dar avem și acest cuptor. Și aluatul pizzei este la cuptor. Uite că am dat zoom să vedeți și voi pizza acolo înăuntru. Da. Lăsați-o și voi 3 minute. Da. La fel cum facem și noi aici. Da. Mamă, dar sunt foarte bune brânzeturile astea. Mai ales asta dulce. Da. Bravo. Ia și bună.
Eu o să mă șterg ulterior pe acest cervețel. Ca să nu fie scârboasă pizza. Bibi merge la Piața Mare, da, a orașului și cumpără brânzeturi naturale numai de la producători. Da, ne-am văzut un pic în lingură. Ce? Da? S-a văzut ceva în lingură. Așa. Acum oprește-l. Da. Și mai filmez când o urnăm așa. Da. Ok, deci acum se mai coace pizza acolo. Se mai face pizza. Da. Și ca să revenim, avem și sucul de roșii. Și credeți-mă, acest suc de roșii merge și făcut bulion, făcut la ciorbe. Natural, 100%. Da, noi folosim numai ingrediente naturale, în caz că nu v-ați prins. Deci totul este pe plus cu noi aici și acolo, nu știu dacă observați, trebuie să dau și un mic zoom, acolo se cam face pizza. Și acolo se face pizza noastră. Deci, da, noi facem o pizza acum. Știu că am mai spus asta de 100 de ori, dar pe bune va ieși foarte bună și puteți să încercați și voi. Deci noi am pus aici, stai să dau lingura jos, numai câteva secunde. Deci noi am pus aici brânză. Stați așa. Toate felurile de brânză posibile și imposibile. Am mai pus salam, am mai pus și cașcaval. Am mai pus, da, și cașcaval, am zis. Și mai avem și niște brânză dulce și acolo nu știu, Bibi, de ce ai pus carne acolo? Pe acolo fac niște șnițele. Ah, pentru șnițele. Da. Facem și șnițele și acum filmez sub masă, nu știu de ce fac așa. Floarea ca să iasă pizza exact ca o floare frumoasă așa. Da, iasă. Uite așa, e dusă. Pizza o să iasă exact ca o floare. Da, să dau și eu cu zoom. Okay, da. O să iasă exact ca o floare frumoasă. Frumoase florile astea. Ce, orhidee? Orhidee din Filipine. Ea a fost mătușa, da? Da, dar nu a adus-o ea. Și eu realizez că țin degetul pe filmare și asta fac intenționat acum. Hei, hei, dați voi like. Păi, dacă îmi vedeți degetul în momentul de față, dați like. Durează prea mult și plictisești. Păi nu, că așa fac vlogării, țin la discuții, da, cu oamenii. Așa? Chiar dacă am pus pauză, uite că tocmai a ieșit aluatul de la cuptor. A stat cred că mai mult de 3 minute. Mult mai mult. Da, da. Și acum o să îl putem orna. Deci prima dată adăugăm sosul. Adaugă bunica mea cu o pensulă de sosul silicon. Acela. O pensulă de silicon. Și adaugă sosul acesta. Sosulețul nostru. Pastă de roșii. Pastă de roșii, da. Nu am făcut foarte mult. Ce? Sos. Nu avem foarte mult, este cât trebuie. Păi, nu vrem să ne îngrășim prea tare. Da. După urmează aceste ingrediente în ordine. Vine salamul, brânza, cașcavalul, telemea din asta. Avem și aici niște suc de roșii pe care o să-l punem pe deasupra când o să mănânc. Și când o să mâncăm în special, pentru că o să și gustăm. O să țin episodul să și gustăm. Și vom și gusta din această magnifică pizza. Și dacă dați like în momentul ăsta, dacă faceți și voi pizza, vă va ieși exact ca o floare. Uite, exact ca floarea aceea. Ca orhideea din Filipine. Nu știu de ce ia telefonul lui să focuseze imaginea atât de mult. Adică nu în sensul că ia extrem de mult. Dar totuși se poate și mai puțin. Aproape ajungem la 10 minute. Deci ornăm pizza acum. Da.
Pizza va fi plină de brânză. Îți stai farmecul, să aibă brânză multă, nu două fire de brânză. Da. Și mai avem și aici niște brânză. Da. Aici niște carne, niște salam. Aici, asta este cornul pe care îl primesc eu de la școală, efectiv. Și acum o să punem și toate ingredientele acestea și revenim când le avem pe toate puse. Ok, băieți, nu mai putem, din păcate, să stăm să se mai facă pizza. O să fac o poză la pizza pe care o să o pun pe Instagram. Deci să-mi dați și mie un follow pe Instagram la andu.insta. O să fac o poză cu pizza, cum arată după. Și un scurt video, cum mănânc pizza. Dar o să-l pun pe Instagram, nu pe YouTube. Deci fiți în priză și pe Instagram. Eu am fost Andu, pa, pa!